episod cu jandarmeria. Prietenii tăi știu că tu ai un dildo asupra ta, nu? Că presupun că vă jucați toți trei, bagă unul, mai scoate celălalt, mai bagă celălalt, luă celălalt și tot așa. Bă, s-aud niște pârâieli pe aici, nu știu. Javratelor, stați pe loc, jandarmeria! Bă, bravo, bai! Nilai, mă, pe ăsta ce tatuat-i pe fățău, Nilai, mă, pe ăsta... Ești, mă, la ficat. Băiatul meu, ai două variante. Ori pleci, ori pleci cu bătaie. Mâine la vedere, javreta! Stai, jandarmeria! Hai că pun tofa pe tine! Bad boys, what you gonna do? Hello, stimați iubitori de LSPDFR. Ce mai faceți cu zăteți? Bine v-am regăsit la un nou episod din seria voastră preferată de pe YouTube. Bineînțeles? Serie cu GTA, cu LSPDFR. Astăzi o să facem un episod cu jandarmeria. O să patrulăm prin cartierul rău famat, pentru că avem niște conturi de reglat cu niște băieți de prin cartierul acela. Știți, cred că la ce mă refer. O să avem o nouă auto specială. Foarte superbisimă, ne-a luat tricoul de vară, apropo. Pentru că este destul de cald afară, încă este foarte cald, văd că se înserează. Avem o nouă auto specială intrată în dotarea jandarmeriei române. Foarte superbisimă, bă, băieți, foarte super și bisimă. Dacă e să mă întrebați pe mine, arată bestial. Alo, hei. Care ce s-a întâmplat acolo? Care ai furat mașinile? Băi, vorbește pe frumos. Auzi, bă, la ăsta. Sunt cu colegii mei aici și ea. Vasile și gașca lui. Da, asta e auto specială cu care o să patrulăm în această seară. Ia să facem și o mică prezentare la... Bine, girofari și sirene care sunt aceleași, na. Trebuie să ne obișnuim cu asta. Hai, băieți, trați în mașină, pac. Nici mă vedeți că să pun așa în spate, în bancheta din spate, așa. Tot, foarte bine realizat. Bineînțeles, singurul lucru care văd că îi lipsește numărul după față, dar asta e partea a doua. Cui mai trebuie număr pe față la auto special? Girofarul. Serena. Da. Și cam aceasta este auto speciala cu care o să ne desfășurăm activitatea în această seară. Nimba, dar nu merg ălea, bă. Bă. Nimba, trebuia să meargă și ăsta din bară de aici. Era o treabă dacă ar fi mers. Da, e ok, șeșe. Ne facem treaba așa. Da. Deschideți porțile că iese patrula. Auză, le bă, placă cu maricon, a zis el așa, bă, vorbește, bă, frumos. Nu că cu maricon, ci chestii. Așa, bun, și intrăm într-o mică mare patrulă. Stai, mă, să mai mergem și pe partea saltă, că tot ne-am dus în față de ceva episoade în continuu. Nimă, funcționează semnalizare. Interesting. Ce, mă, vine trenul? Pleacă trenul, vine trenul. Nimă, dar stăm aici și o grămadă. Da. Dragilor, vizionare plăcută. Bun, și de-abia am intrat în... Deja am intrat în cartierul rău famat. Și trebuie să mergem pe alei pe aici, să facem o patrulă așa pe alei. Pentru că, de obicei, pe aleile astea se ascund tot felul de... Gang... Alo, nimă, că am crezut că scoate un pistol. Bă, dar la consumă ceva boruri alcoolice, gata. Băieți, dați-vă jos. Bună seara, plutonier major Toma din cadrul jandarmeriei române. Domnul, dumneavoastră, cumva m-ați făcut asshole, așa, ia, vă rog frumos să vă rămâneți pe loc. Pentru toată lumea rămâneți pe loc. Gata. Percheziționăm pe toată lumea. Lăsați telefoanele.
Așa, băieți, fiți atenți la ei, toți sunt dilatați, sunt intoxicați, sunt drogați. Nimăci fața are asta. Tu! Și ai cercele așa, vrei să-mi arăți că ai cercele și... De ce mă acum câteva zile ați împușcat pe colegii noștri, bă, că v-aș sărmănați? Ia, are un act de identitate să-mi prezidați și mie? Ah, și mai repede. Kaigan! Gerard, tu e tu de aici și în baza ce poți să spui despre un anume Gaycan Gerard. Așa, în 99, bun. Vă rog frumos să vă întoarceți să facem o percheziție corporală. Aha, și mai repede făcuța. Aha. Mâinile, așa, mâinile sus. Au, tăi mă, stați voi aici și așa. Motivul pentru care a fost oprit este pe faptul că consumați băuturi alcool. O holic bag of metamfetamină. Bine, nu mai zic de faptul că aveți un, ai un dildo asupra ta. Presupun că băieții, prietenii tăi știu că tu ai un dildo asupra ta, nu? Că presupun că vă jucați toți trei cu el. Mai bagă unul, mai scoate celălalt, mai bagă celălalt, luă celălalt și tot așa. Bun. Deci și consumi alcool, ai și asupra dumneavoastră s-a găsit metamfetamină. Bun. Următorul la rând. Un act de identitate ți-am prezentat și mie dacă aveți asupra dumneavoastră. Arnold Ficaro. Du-te tu, baza ceva despre domnul Arnold Ficaro. Ai o verificare ceva și valid, n-ai. Bun, vă rog frumos să vă întoarceți. Colegul, te rog frumos să-i faci o verificare. Așa. Având în vedere că sunteți aici pe aleea asta foarte suspect. A pipe of brown, să rezistă pipe down pe... Da, voi mergeți cu toții în downtown, la secție. Și dumneavoastră, domnul cu ochelari care este întuneric afară aproape și portați ochelari, cum vorbiți. Yep. Un act de identitate se-mi prezintă și mie. Thanks. Max Green. Ok, domnul Max. Carry in public conceal. Aveți cumva vreo armă asupra dumneavoastră? Vreau frumos să vă întoarceți, chiar că aveți permis. Sunteți foarte periculos. Bag of Tampa. Da, merg cu toții. Mergem cu toții în excursie. Vreau frumos să aveți grijă de ei, băieți, oleacă, pentru că... A, trebuie să facem... A picat ușa, bă. trebuie să facem aici o cercetare mai amănunțită la băieții ăștia. Așa, 97, fail to maintain the lane. Ok. Note 99. Ah, driver's license expired. Nimă, ăsta de ultimul e așa mai badass, așa, tătătăt. Ni are vreo 3 amenzi, conceal, tătătăt. Ok, bun. Acum. Băieți. Scuze, Vasile. Vă rog frumos să vă întoarceți, din momentul de față sunteți arestat pentru posesie de metamfetamină. Aha. Fără mișcări brâști, fără mișcări brâști. Așa. Și mergem cu toții în downtown. Și dumneavoastră, pentru că aveți niște suspiciuni de metamfetamină și alte cocaine. Așa. Bun. Și dumneavoastră... te rog frumos, am vrut să-i dau, am vrut să-i dau ca să-l arestezi altcineva, dar aparent i-am dat tot eu. Cât e că tu și poți să anșo la asupra mea, să poți să-i arestezi pe toți băieții ăștia. Da, mă scuzați și pe mine pentru întreruperea aceasta de evenimente. Bun, mă, azi vedem ce facem cu javrăitele astea. Nenorocite care stăteau ei de aici și am zis că îți mă o durere alcoholice. Bun, având în vedere că noi nu putem să-i mai băgăm în dubă că deja toate locurile sunt ocupate, o să trebuie să căutăm niște colegi disponibili care să vină să-i preie pe băieții ăștia. Transport to separate in the separate vehicle. Tu să faci din un vehicle, bă, facem economie de buget, că n-avem, nu mai avem bani la buget. Trebuie să venim așa cu... Nii, dacă vine MGV-ul, DRBD-ul... Și îi preia pe domnii. Stai așa să-i fac locul ăla. Stai așa, colegul, stai, nu te-am balea cu MGV-ul tău. Stai, nu mai fi așa. Stai că... Nu!
Așa, bun. V-am pus deja pe tavă, sunt arestați, îmbălsămați, îmbăiați. Ok, ok, bun. Și o să mai avem nevoie de un echipaj pentru Los Banderos ăsta. Dai să mai chemăm un echipaj pentru băiatul ăsta. Baza de echipare recepționă, există mai avem de un echipaj de transport la serviciul secret de poliție pentru încă o persoană. N-am mai încăput în NCV încă unul. Aia a venit un Logan de data asta. Ok, bun, foarte bine. Hai, intră în spate acolo și nu mai comenta atâta. Hai, 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 mai repede, ori fuguța. What up, motherfucker? Aici ai el pe ăsta și dur la secție. Ai, și-a vrut. Bă, ăsta tocmai a zis să blow me și chestii. Hai, băieți, frumos în mașină, vă rog frumos. Hai, 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 hai. Repede, ori fuguța. Și bun, bun, bun. Ima, dar tot e cad ușile la mașina asta. Revenim. Ne ducem să punem ușa și revenim. Bă, s-aud niște pârâieli pe aici, nu știu. Bă, 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 ăia au arme mână. Bă, 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 bă. Javratelor, stați pe loc, jandarmeria. Bă, mai la vedere. V-am văzut, stați, hai, 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 pe loc, pe loc, pe loc, pe loc, pe loc. Mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus, mâinile sus. Hai, 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 așa. Ura, băi, băi. Prinde, prinde. Aruncați zerbele trifele. Stai că mai sunt, mai sunt, mai sunt, băiți, 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 băiți. Intrați în cafă, intrați. Bă, nu mi-l înțeleg pe, am pușcat pe Vasile. Toți aruncați zerbele. Bazar Akbar, ce trebuie să te mână într-o prială aici și am vreo frumos trimis mai multe echipaje. Suntem într-o foarte mare prială. Hei, aruncar, bă! Băi, sunteți bine? Sunteți cu toții în regulă? Bă, stai, stai, fugi, 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 târfetul. L-au împușcat alții. Stai tu, aruncar, bă! Stai! Javretile, nilea, mă, pe astea. S-au luat ele așa la pârială. Ai murit, Javret? A murit Javretul. Asigurăm armele, asigurăm armele, vă rog frumos, asigurăm armele pe aici. Pac, pac. Ii băta, ce-au sărit, bă, la bătaie. Mi s-a descărcat pistolul accidental, bineînțeles. Și băieții ăștia au sărit așa, ați văzut și voi, au scos pistolele, zic că suntem în Texas aici. Așa, bun. Acum să chemăm niște echipaje de sedia. Ambulanță. Bazar Akbar, ce se vede voi de mai multe echipaje la prim ajutor pentru niște târfe care au fost împușcate pe aici așa. A fost o pârâială pârâi. Bă, da. Îi am pe toți în viață colegii mei sau? Ia-ți, bă, că stați aici așa. Ia, veniți, mordurili. Aici așa, vă rog. Opriți aici așa una, două mai încolo și tot așa. Pentru că sunt mai multe târfe pe aici. Ia spus ăștia, stai că ăștia vin aici și ea. Vă rog frumos să părăsiți zona aici și este o zonă restricțională. Dar de ce faceți poză? Ești băgat să ai sărmănați. Pleacă de aici! Nilo ai mă pus ăsta. Stai tu că punto o fac pe tine. Vino pe aici. Vino că vreau să discut cu tine, nenorociu. Nimă ce fuge pe pândău. Pleacă de aici! Puneți-i pedică, doamnă Babetă. Bă, dar ăla ce-i cu el acolo mort? Du-te tu de aici și ia. Gata, lăsați-l, lăsați-l. Băieți, băieți, gata, gata. Cuminți, cuminți. Bă, băgați armile aici, iar începe prâiala. Nu că nu aș vrea, dar totuși. What's up, dă-te de aici și ia. Hai, m-au reușit băieții aia să... Nimă, că au reușit să-i salvezi pe câțiva. Bă, că îl duce pe unul pe targă, tătătăt, mai sunt și vreo două moarte pe aici și ala, CPR fail, CPR fail. Bun, atunci hai să chemăm și niște corner units. Așa, bun, să facem curățenie la locul de muncă. Chemăm două echipaje și de corner units. Ce faceți, mă?
Ok, bun. Domnul, vă rog frumos să grăbiți pasul, să vă întoarceți de unde ați venit, n-aveți voie pe aici și ea. Așa, bun, foarte bine, foarte bine. Aici și ea, băieți, avem niște cadavre pentru voi. Știu că vă plac foarte mult, de-aia vi le-am și păstrat aici și ea. Poze, vă rog. Photoshooting. Pac. Bun, noi cam ne-am terminat treaba pe aici și ea. Revenim. Okay. Aparent avem și primul apel. Ne deplasăm cu tu, tot acolo, tu, stai tu liniștit. Avem niște homeless people. Avem niște homeless people pe undeva, pe o proprietate privată care fac panarama și trebuie să ne deplasăm acolo de urgență să-i liniștim, practic, într-un mod paștic, să sperăm. Cu acest loc, trece și noi pe aici și ea. Ok, bun. Pardon, mulțumim. Ia să vedem despre ce este vorba aici și opa. La această propetă. Alo, mamasita, vedeți că... Voi va trebui să vă cărați de aici și aha. Nil, ai mă pe ăsta ce tatuat e pe fățău, tătătă. Ie. Stupid. Nil, ai mă pe ăsta. Ieși mă, la ficat, tu și tu, hai, pleacă. Auză-le mă pe ăștia, tu, bai plecat. Ce bucată la ficat te-a nălul ăsta. Hai tu, care-i stupid bicec, mă, motherfucker. Așa, ia să vedem ce are doamna de spus. Bună seara, doamna, plutoner major Toma din cadrul IJJ Los Santos, ce s-a întâmplat? Așa, sleeping, aha, deci domnul care stă așa și-l doare la carici, acolo așa pe plajă, pe veranda dumneavoastră, de cât timp s-a află pe aici și about 30 minutes, ok, doamna asiatică, doamna, vă rog frumos, am înțeles. Și i-ați spus să plece? No, I haven't accepted them. Ok, o să mă duc eu acum și o să văd ce pot să fac. Ok. Băiatul meu, ai două variante. Ori pleci cu bătaie. Ori pleci cu ambulanță. Alo? Ne mai ridicăm și eu leacă în picioare? Aveți două minute să vorbim despre Our Lord Jesus Christ? Știți că vă aflați pe o proprietate privată, da? Bă, dar tu crezi că aici și pe veranda la doamna asta e confortabil place? Va trebui să plecați, ha? Doamnă, vă rog frumos, este ultima dată când vă spun să plecați. Așa, hai, mai repede. Hai. Ia, până una alta să-mi dai și mie un act de identitate, vă rog frumos, agent șef, plutoner major Toma. Ha, un act de identitate, vă rog frumos, am prezentat și mie. Alexander Rusakov. Ceva decedente penale înainte cu poliția, aveți probleme? Ia să vedem, să facem o verificare. Să drive, da, păi na, dacă e homeless people suspended, tătătăt. Bun. Vă rog frumos să vă întoarceți, să vă facem o verificare, o percheziție corporală, să vedem ce aveți asupra dumneavoastră. Așa. Nu putem să vă lăsăm așa, să stați pe gazonul, dom. Illegal prescription pills. Ce să mă fac eu cu dumneata? Acum va trebui să mergem până la sediul secției de poliție. Vă rog să vă întoarceți? Ei, bun. Aveți niște pastile cam ilegale de deținere. O să avem nevoie de un echipaj de transport. Baza dacă vă recepționezi, avem nevoie de o mașină pentru transportul unei persoane la sediul secției de poliție pentru că are asupra sa... Nimba babietul a luat-o ea așa la pas. E dezorientată total și asta. Babet! Bă, da, aici nu stă Lester.
Ba da, presupun că o leacă mai sus. Sau am stea fix acolo, sau unde a tras Dubai asta, Leicester. Imposibil să nu-l știți pe domnul Leicester. Bună, colega, bună, bună. Te rog să-l iei pe domnul, e deja. Auzi, bă, ce tare l-a luat colega cu fucking scum. A, păi nu mai ai nicio șansă, cred că îți dă și vreo două bucăți până la secție. Eu, stai pe că am uitat de ăsta. Alo, hei, Javret, mă auzi? Bă, dar ce tatuată-i pe fățău, tot Nilai. Nilai, mă, pe ăsta, du-te, tu nu mai ești tare în clanță acum. Ți-ai revenit, băgat, să-i zârmă în nas. Hai, ușor, ușor. Ai dormit, oleacă, stai, dă-te tu de aici și ea. A, ești bine, sănătos? Și ți-ai tatuat pe fățău așa, GGG, ești din clanul GGG, tu, vai, tu. Ți-am dat un pum la ficat și ai leșinat. A, oleo, vai de capul tău, ieși de aici, așa, pleacă de aici. Pleacă, dă-te, stai, le-ai. Du-te tu de aici, așa, ăștia, mă, a, păi. Clanurile din ziua de astăzi, gangurile din ziua de astăzi, aoleu. Ia un pumn la ficat și cas pe jos. Vai de voi. Vai și amar de voi. Și voi vă mai numiți ganguri. Membri de gang și chestii. Revenim, dragilor. Bun, domnilor. Bună seara, în primul rând, domnilor de la BSIG. Avem o misiunea oleacă mai specială o să trebuiască să intrăm într-un cartier rău famat pentru încercarea de prindere a unui lider pentru care s-a emis un mandat de aducere la sediul secției poliție. Așa că ne-a fost adus în sprijin acest echipaj de BSIG pentru că posibil să se lase cu multe pârâieli. Așa că rugămintea mea este să aveți foarte mare grijă odată ce intrăm, ne apropiem de zona, posibil ca dânșii să devină recalcitranți. Ideea este că trebuie să avem grijă, eventual putem să scoatem și armele de la început pentru a-i intimida. Posibil să scoată și armele, dar asta o să mai vedem pe parcurs. Dar să nu mai pierdem timpul și hai să mergem, domnilor. Așa, bun, în auto special la dumneavoastră, vă rog. Așa. Așa, în liniște, trebuie să mergem în liniște, frumos. Hai, colegii, veniți și voi după noi, sau? Alo? Mai ieșim și noi din secția de poliție? Mare greșeală a fost ca să-i aduc pe aici. One eternity later. Hai că a reușit într-un final să-i scot de acolo. Ok. Trebuie să păstrăm o leacă de liniște și bă, prea aproape. trebuie să păstrăm o leacă de liniște și când intrăm aici pe alea fabricii, trebuie să avem mare grijă. Pentru că aici, pe dreapta, o să fie persoanele. Ni. Trebuie să vedem unde este liderul. Din informațiile noastre, el de obicei stă undeva pe aici, cred că ăla este. Da, bun, băieți, acționăm. Hai, jos din dube. Mâine la vedere, Javreta! Stoi aici, tărberia! Fără mișcări, broște! Stoi! Nu fugi! Bă, aruncă-mă! Stoi! Trageți, băieți, trageți! Aruncați armele, jandarmeria română! Toți! Aruncați armele, târfe! Aruncați armele! Mâine la vedere! Băieți, asigurați! Ce cauți, bă, pe sus, pe acolo? Nibă, stea cu mexicano! Aveți grijă, băieți, aveți grijă! Stai! Ce faci, bă, mă calci? Bă, bune, bă! Naturul, vezi, bă, că avem aici o acțiune specială, tăt. Las, dacă nici poliția nu mai avem încredere în poliție.
Aparent acțiunea a fost un succes. Am reușit să eliminăm până la urmă gangul. Hai, dar mai sunt ăștia palei pe aici? Mai sunt careva? Alea! Care mai târfa ascunsă pe aici și avara frumoasă? Să aveți grijă, băieți, că posibil să mai apară. Dai, bă, să asigurăm armele, glonțele, asigurați, băieți, armele pe aici și să nu cumva să avem surpriză. Am avut eu o surpriză, aparent, de la joc, că mi-a dat creier. Da, până la urmă, sper că a ieșit ce trebuie. Așa că o să-l pun așa cum a ieșit, chiar dacă mi-a dat creș pe final. Oricum nu mai aveam mult de făcut decât să chemăm ambulanța să preiei aceste cadavre împuțite. Bine, aveam un plan să mă mai duelezule că cu băieții ăștia, dar poate o să mai avem o ocazie să le dăm așa cum ar veni, să-i împușcăm. Pleacă de aici! Bun, revenim după ce fac jocul înapoi să funcționeze. Opa, avem un... Avem un furt în desfășurare. Avem o... Cineva care s-a apucat de furat dintr-un magazin. Trebuie să ne facem acolo de urgență. Să vedem dacă... Bă, stoi, bă! Care bă, ăsta așa, tot. După el. Stai că acum îl arestăm, stai, poliția! Nenorocitule! Stai că pun tofa pe tine, toți! Scuze, colegul! Fără mișcare, nu știu! Bă, nu-l pușca, bă! Nu-l pușca! Stai că s-a pretat! Hai, fata zara, s-a pretat acolo jos! Arestați-l, vă rog frumos! Bă, am înțeles, bă, chiar ești supărat că ți-am dat o tonfă pe cărcă, dar nu-l pușca, bă, totuși. Stai să oprim sirena. Ii, bă, dar ce l-am pușcat pe ăsta săracul? Ii, bă, dar ce chelii groasă are. Bă, hei. Alu. Bă, lucre pauz. Gata. Am preluat noi de acum, tu, agent de securitate, du-te înapoi la locul tău de muncă. Ok, bun. Cine sunteți dumneavoastră? Vreau frumos să-mi spuneți și mie, domnul Aiden Frost. Valid notei 99. V-ați apucat așa de furat din magazine, domnul Aiden. Și era să vă omoare colegul meu prin împușcare. Sunteți bine? Aveți nevoie de îngrijiri medicale? Vă rog să vă întoarceți, o să vă facem o verificare, o percheziție corporală. Ia să vedem ce aveați asupra dumneavoastră. A small river. Oh, a used condom. Oh. Alo. Nima, bă, pe la tot a rămas setat pe chestol. Bun, domnul Aiden, având în vedere că aveți un prezervativ consumat, folosit, o să trebuiască să mergem până la sediul secției de poliție. Asta dacă mergeți, să biteți un echipaj de transport pentru o persoană care a furat dintr-un magazin și trebuie condus la secția de poliție, pentru că are și un revolver asupra lui și nu are documente, nu are permis de portarmă. Ăla tot vine așa frumos cu chistolul. Așa, bun, vine colega. Aici și-a colega, suntem, hei! În cazul în care nu ne vezi. Da, bună, colega, aici și-a este persoana. Du la secție că venim și noi imediat. Bă, da, ia să mergem până la magazin acolo, să vedem despre ce este vorba. Ați întrebat cu toții? Așa, să mergem până la magazin aici și-a. Să luăm o declarație domnului care a fost jefuit. Ia să vedem ce spune doamna. Ok, bun. Bună seara, plutonier major Toman, cadrul IGG Los Santos. Stai bine? Ok, let's come back just please. Da, nu, că...
No, pentru 96 dolari tu. Păi 96 dolari faci numai șpagă aici și ea. Și te plângi că ți-a furat. Ei, l-am prins, doamnă, nu vă faceți probleme, nu vă mai faceți griji. L-am prins, e încătușat și împușcat și și de tot. Nu vă mai faceți griji, totul este în regulă. Ce am părăsește locul din... Bă, da. Niște colegi de-a mei unde au dispărut? Ala! Bă, dar unde au dispărut, bă, ăștia? No, eu așa ceva n-am mai văzut până acum pe LSP de far. Hai că mai înțelegeam că se mai întâmplau niște chestii, dar să-mi dispară colegii, asta e nouă. Bun, mă duc să-mi caut colegii și revenim. Bun, băieți, cam ăsta a fost episodul cu jandarmeria de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, bineînțeles, știți ce aveți de făcut. Să dați un like, un share, un subscribe, să lăsați în comentarii cam ce ați dori să mai vedeți în următorul episod. Și să-mi spuneți dacă v-a plăcut episodul cu Euro Truck Simulator și dacă doriți să mai continuăm, să mai facem alte episoade. Dragilor, eu am fost Dalomen, iar voi, ca de fiecare dată, până data viitoare, stați în siguranță! Pa, pa!